Bună, eu sunt Mimi. Eu sunt Victor. Eu sunt Rebecca. Și eu sunt Damaris. Și împreună vă spunem bun venit la Căsuța cu idei! Iată că în această ocazie facem din nou o vizită la muzeu și am ieșit din platoul de filmare, așa că astăzi ne aflăm la muzeul Dr. Nicolae Minovici. Dar nu sunt doar eu împreună cu cei trei copii minunați pe care i-ați cunoscut mai devreme, ci alături de noi este muzeograf Mădălina Manolachi. Ne bucurăm mult să te cunoaștem, Mădălina! Și eu mă bucur să vă cunosc și îmi pare bine că ați ales să ne vizitați pe noi astăzi. O să aflăm mai multe despre acest muzeu foarte frumos, îl vom vizita, vom lua parte și la un atelier pregătit special pentru copii, dar înainte vă invit să urmărim un scurt material pentru a vedea câteva frânturi din ediția de astăzi. Ne aflăm în primul spațiu pe care vizitatorul îl are de parcurs pentru a cunoaște povestea fraților Minovici. Această sală purta pe vremuri denumirea de odaia românească și săsească și avea o expunere ceva mai diferită, pentru că fiecare sală a muzeului gândit de Nicolae Minovici avea o anumită tematică. Muzeul se naște ca muzeu de artă națională, deși asta se numește muzeu de artă populară, căci era influențat foarte mult de cultura vremii, care urmărea să arate lumii întregi ce înseamnă național românesc și ce este propriu artei și culturii noastre românești. Iar Nicolae Minovici, deși medic legist de profesie, a reușit să creeze un astfel de institut, un astfel de muzeu care era destul de singular la acea perioadă. Pentru început aș vrea să vi arăt pe frații Minovici, pentru că ei au fost trei personaje celebre care au pus bazele științei moderne în ceea ce privește medicina în țara noastră și îi avem aici într-o fotografie reprezentați, putem să ne întoarcem. De la stânga la dreapta îi privim pe frații Nicolae, Mina și Ștefan Minovici. Cei doi, primii doi frați, s-au ocupat de medicina legală, iar Ștefan Minovici a fost un chimist. De numele lui Mina Minovici este legat Institutul de Medicină Legală sau Morga Orașului, un institut de primul său de acest fel din lume, care a fost model pentru alte institute din întreaga Europa și din întreaga lume până la urmă. Însă noi suntem aici ca să vizităm vila doctorului Nicolae Minovici și să-i descoperim cumva universul, acest univers foarte interesant, plin de poezie, care a luat naștere la începutul secolului trecut. Pentru că în 1905, Nicolae Minovici, deja un tânăr medic pe atunci, își construiește această vilă în stil național românesc la marginea Bucureștilor, pentru că pe atunci orașul nu era atât de extins. El nu avea niciun vecin aici. Era vila sa proprie în care el adunase foarte multe obiecte de artă populară pe care voia să le ofere într-un fel sau altul publicului bucureștean. Existau puține muzee în acea perioadă, iar muzeul lui Nicolae Minovici este primul de această natură, un muzeu așadar de artă națională. Clădirea este una foarte impresionantă pentru că este un monument arhitectural, a fost construită după planurile bunului prieten al lui Nicolae Minovici și anume Cristofi Cerchez. El se inspiră de la Cula Oltenească, o construcție fortificată de secolul XVIII, pe care o putem vedea și noi în imaginile de pe perete. Fotografia așadar înfățișând casa în stil național românesc a doctorului Nicolae Minovici, care, pe lângă inspirația de la Cula Oltenească, se inspiră și de la decorația Palatului Mogoșoaia a lui Constantin Brâncoveanu, în special la nivelul
logii terasă pe care o vedem pe fațada principală a clădirii. Un detaliu foarte drăguț pe care aș vrea să vi-l, să vi-l arăt este faptul că Nicolae Minovici era un foarte mare iubitor nu doar de oameni prin meseria sa de medic, ci și de animale. Lui îi plăceau foarte mult câinii și avea foarte mulți câini la vila sa de la șosea, iar unul dintre preferații săi era acest câine foarte micuț, un fox terier, care era atașat tot timpul, umbla mereu după Nicolae Minovici și îl vedem în foarte multe fotografii, cum ar fi aceasta de aici. Eu cred că e o fotografie foarte, foarte amuzantă. Se pare că acest mic cățeluș făcea și tot felul de trucuri, știa să facă pe mortul atunci când voia să fie luat în brațe. Și el purta numele de Goliat. Da, deși era atât de micuț. În ce sală ne aflăm aici? Ne aflăm în Odaia de Musafiri. Este din nou o cameră expozițională care i-am schimbat puțin destinația și expunem o mică selecție din întreaga noastră colecție de costum tradițional românesc, pentru că partea de textile este cea mai bogată în colecția noastră pe lângă aceea de ceramică. Așadar, în prim plan stă Ia, purtată de femeie, care este una dintre bijuteriile costumului românesc, pentru că ea se diferențiază atât prin colorit, cât și prin numeroasele metode de coasere și de broderie, fiind decorată cu motive vegetale, cu motive florale și animaliere, cât și cu elemente ceva mai prețioase, cum ar fi firul metalic, firul de argint sau chiar de aur, cât și cu fluturași sau paiete, cum le numim noi astăzi. Mica selecție provine din zone etnografice mari, din Moldova, din Muntenia, din Oltenia, cât și din zona Transilvaniei și, de ce nu, a Bucovinei. În această sală se află expusă și o furcă de tors, care era o unealtă nedespărțită de țărâncuța noastră tradițională. O vedem expusă lângă soba de proveniență transilvaneană, iar sub ea chiar și o fotografie cu o țărâncuță din zona Transilvaniei, de la Sibiu, care poartă în brațe o furcă foarte bogat decorată, o furcă cu aripi. Dacă privim obiectul nostru, este o furcă cu niște aripi ceva mai mici. Ele aveau rolul de a susține caierul de lână pe care țărâncuța avea să-l transforme într-un fir, pe care ulterior îl folosea pentru a coase sau pentru a țese. Furca e un obiect foarte important în interiorul casei tradiționale, pentru că e un obiect al destinului, să-i spunem așa. E un obiect primit în dar de la băiatul care o place pe fată și atunci, în special păstorii, când erau la munte cu oile, ciopleau aceste obiecte dăruite fetelor pe care le curtau. Urmează să mergem în salonul vilei cu clopoței, unde vom vedea colecția de pictură a doctorului Nicolae Minovici. În drumul nostru către salonul vilei cu clopoței, ne-am oprit puțin în logia sau terasa vilei, despre care spuneam mai devreme că este elementul decorativ principal al casei, așadar fațada orientată către șosea, care este foarte frumos decorată, cu o influență de la Palatul Brâncovenesc Mogoșaia, cu aceste coloane bogat decorate, cu fusul în torsadă și cu care susțin aceste arcade trilobate, da? Arcade cu trei lochi. Iar în prelungirea acestei logii se află o mică zonă care este inspirată de la privorul tradițional, adică prezintă acei stâlpi sculptați de lemn pe care i-am găsit în casele tradiționale de la țară. Ne întâmpină salonul, care este o sală dedicată întâmpinării vizitatorilor. E o sală în care facem pentru prima dată
cunoștință cu formula expozițională gândită de Nicolae Minovici, care este o formulă a unei case obișnuite, foarte bogat decorată cu tot felul de obiecte de natură modernă sau tradițională. În această sală ne ispește cantitatea de tablouri care au fost expuse pe pereții salonului, iar un lucru aparte ne atrage atenția, și anume câteva dintre lucrările de pictură ale lui dr. Nicolae Minovici, care au fost de altfel semnate de el. Sunt lucrări pe care le-a pictat în timpul anului petrecut la Școala de Arte Frumoase din București. Și este vorba de un cap de arab pe care îl vedem la stânga portretului lui Nicolae Minovici, iar la dreapta două peisaje marine care ne dovedesc la ce tehnică impresionantă a ajuns Nicolae în timpul acestui scurt peregrinaj prin lumea artei. Îi vedem lucrările lui Ionescu Doru în dreapta mea. Este vorba în special de pictură impresionistă, să-i spunem așa, care calcă pe urmele lui Nicolae Grigorescu, pictor național, care este foarte tare inspirat de viața de la țară, de la casele de la țară și de astfel de peisaje care ne vorbesc despre lumea rurală. Nicolae Minovici a regizat camera unei fete ce urma să se căsătorească și de asta a numit-o camera sau odaia fetei. Pe vremuri aici era expusă o păpușă, o mică păpușă adusă de medic din Germania, care era îmbrăcată în straie naționale, pe care o putem revedea pe fotografia reprezentată pe acest panou. Puteți să vă apropiați să o vedeți, ea se afla aici și vedeți că purta straie de nuntă. Camera era decorată și rămâne în continuare decorată cu obiecte care fac parte din zestra fetei de măritat. Și anume, fețe de masă, covoare sau scoarțe, așa cum se numesc ele în casele tradiționale, perne, toate care au ieșit din mâna harnicei țărâncuțe, care întreaga iarnă, atunci când muncile câmpului încetau, se retrăgea înăuntru casei și în cadrul clăcilor sau șezătorilor. Ea lucra împreună cu alte consătene, lucra tot felul de țesături care să înfrumusețeze casa, pe lângă portul popular tradițional. În cadrul acestei arcade de lemn, care separă camera de salon, se află și fotografii realizate de Alexandru Belu, toate cu țărâncuțe care au fost instalate aici la comanda doctorului Nicolae Minovici pentru a ilustra așadar scene din viața la țară. Îți mulțumim foarte mult, Madalina, pentru tot ceea ce ne-ai arătat aici, pentru tot ceea ce ne-ai învățat și îți dorim mult spor și succes mai departe în activitatea ta de muzeograf. Vă mulțumesc și eu tare mult și vă mulțumesc pentru curiozitate. Dragilor, noi o să facem acum o scurtă pauză pentru a urmări un alt material, iar apoi vom reveni aici pentru a continua vizitarea acestui muzeu. Bună, copii! Eu sunt Bruno și astăzi vom învăța din rubrica O idee pentru sănătate cum să ne spălăm corect pe mâini și te voi ruga, Alexandra, să ne spui de ce este important să ne spălăm pe mâini. Bruno, este foarte simplu. Ne spălăm pe mâini pentru că prin intermediul mânuțelor noastre intrăm în contact cu foarte multe suprafețe, cu foarte mulți oameni și putem să luăm foarte mulți microbi pe care, dacă nu ne spălăm pe mâini și mai ales nu ne spălăm corect pe mâini, putem să-i transmitem foarte ușor mai departe, să știi. O, și este suficient dacă mă spăl doar, doar înainte de masă? Nu este suficient, Bruno, doar înainte de masă și o să-ți mai dau câteva exemple. Uite, bănuiesc că ție îți place să ieși în parc și să te joci cu copiii, să te dai pe topogane, nu? O, da, și să mă joc la nisip. Exact. Este foarte important să te speli și după ce vii din parc, de exemplu, și înainte să mănânci, dar și după masă. Sau, uite, Bruno, atunci când ești răcit, de exemplu, și tușești sau strănuți, crezi că ar trebui să te speli pe mâini? Păi, nu făceam asta de obicei, dar dacă data trecută m-ai învățat tu să mă spăl după ce strănuț sau după ce tușesc, atunci da, exact. Așa fac acum. Așa să faci, Bruno, este foarte important să te speli în toate aceste situații. Uite, de exemplu, când te joci cu alți copii și cu jucăriile lor și ulterior vii acasă și de cele mai multe ori, la fel, te așezi la masă, este foarte bine să te speli pe mâini înainte de toate activitățile astea. Și încă ceva,
Bănuiesc că și tu te duci la toaletă, nu? Destul de des, poate, dacă bei multă apă? Da. Însă nu e un subiect de care să te jenezi, dar este foarte important după ce mergi la toaletă să te speli pe mânuțe, bine? Oh, bine, și cum fac? Da, așa puțin cu săpun, fac un pic așa și gata? Păi nu, spălatul pe mâini, să știi că ar trebui să dureze cam 20 de secunde și este un ritual, am putea să-i spunem, extrem de complex, dar o să te ajut să ți-l arăt ca să-ți fie mult mai ușor, bine? Da, 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 arată-mi te rog frumos și învață-mă. Uite, Bruno, haide să-ți arăt cum este cel mai corect să ne spălăm pe mâini, bine? Să ne imaginăm că aici avem săpunul, folosim apă călduță și săpun întotdeauna. Punem puțin săpun pe mâini și uite, o să începem așa, să frecăm palmele între ele bine, bine, bine de tot, da? Da, da, da. Însă palmele noastre nu sunt doar aici, trebuie să avem grijă, uite, și de dosul palmelor. Uite, la mâna stângă și ulterior frecăm și la mâna dreaptă, bine? Da, da, da. Este la fel de important ulterior să ne spălăm foarte, foarte bine degetele, da? Și uite, frecăm așa degetele între ele și le intercalăm bine, bine, bine de tot, ok? Și ca să nu uităm, foarte bine trebuie să spălăm și degetul mare la o mână, dar și la cealaltă, pentru că el de cele mai multe ori este cel mai neglijat, în regulă? Oh, da, da, cred că o să-mi notez ca să nu uit. Foarte bine. La ce să mai fiu atent? Trebuie să fii foarte atent să speli bine, bine și unghiile. Tu ai spus că îți place foarte mult să te joci în nisip și să știi că poți să aduni foarte multă murdărie sub unghii. Da, mi s-a întâmplat mizerie cât cuprinde. Exact. Și nu în ultimul rând, trebuie să speli foarte bine încheieturile, da? Pentru că știm foarte bine că dacă ne jucăm, de exemplu, în noroi, să spunem, și te murdărești până la cot, s-ar putea să ai și încheieturile murdare. În regulă? O, da, da, am înțeles. După toate aceste lucruri, o să folosim puțină apă, să clătim bine, bine, bine de tot săpunul. O să luăm un șervețel sau un prosop ce avem lângă noi, o să ștergem foarte, foarte bine mânuțele și după aceea cu șervețelul avem grijă să închidem robinetul de apă. În regulă? Da, 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 am înțeles. Dar dacă sunt la o baie publică? Să știi că la o baie publică, Bruno, trebuie să faci exact toate aceste lucruri și să te folosești de acel șervețel pe care îl găsești acolo ca să închizi robinetul de apă, ca să nu mai iei microbi încă o dată, bine? Și să nu pui mâna curată direct să închizi robinetul. Oh, gata, gata. Am înțeles. Așa o să fac și îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi m-ai învățat cum să ne spălăm corect pe mâini. Cu mare drag, Bruno! Am revenit aici la Muzeul Nicolae Minovici. Dar de data aceasta, muzeograf ne va fi Silvia Zanfir. Ne bucurăm, Silvia, să te cunoaștem. Și eu mă bucur că azi ați ales muzeul nostru. Înainte să continui tu, aș vrea să vă mai spun și vouă ceva, dar și vouă să știți că Silvia Zanfir este șefa biroului de antropologie urbană. Sună foarte interesant, dar ce înseamnă antropologie urbană? Cu ce te opri mai precis? Da, într-adevăr, antropologia este, dacă ar fi să o luăm ca definiție, este cumva o ramură care se ocupă cu studiul oamenilor sau al societății în general. De aceea avem antropologie medicală, antropologie culturală, antropologie urbană, dar eu nu studiez toată societatea, și doar administrez câteva dintre muzeele din structura Muzeului Municipiului București, cum ar fi Observatorul Astronomic, Muzeul Victor Babeș și Casa Filipescu Cesianu, Muzeul Vârstelor, care este un muzeu de antropologie, pentru că acolo puteți vedea cum a evoluat omul și societatea de-a lungul vremii. Și Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, care este singurul muzeu de artă populară din structura Muzeului Municipiului București. Ce avem aici în sala aceasta? Aici veniți să mai spuneți voi, copii, ce vedeți așa special în primul rând. Obiecte de ceramică le-am mai văzut și în celelalte săli. Le vedem și în spatele vostru, însă cele de aici din vitrină sunt mult mai speciale. De ce? Ce vă atrage atenția în primul rând? Majoritatea reprezintă o pasăre în mijlocul lor. Da, simbolul care este pictat, bun, și altceva? Ce au toate în comun? Culoarea, nu? N-au toate aceeași culoare? Da. Da, bun. Și dacă ne uităm și mai aproape și mai aproape de obiecte, ce vedem? Deci avem pasărea și aici la pasăre, lângă pasăre, este anul în care a fost realizată farfuria, da? Avem 1789. Sunt cele mai vechi obiecte de ceramică din colecția muzeului,
fiecare obiect este datat cu anul în care a fost realizat și sunt speciale pentru că azi meșteșugul nu se mai practică atât așa cum se făcea înainte. Există cineva care încearcă să revitalizeze meșteșugul. Spuneam că sunt speciale, da? Că avem strugurele, anul în care au fost realizate și albastru de cobalt. Însă, nu se știe exact modul în care au fost realizate farfurile, decorul de pe farfurii. Voi cum credeți că au fost realizate? Pictate? Pictate, da. Poate să fie și pictate într-adevăr sau cum ar mai putea fi realizate? Înainte exista o tehnică care se numește batic, prin care se punea, după ce se modela farfuria, se punea un fel de pastă albă care se numește angobă. Peste angobă se făcea modelul acesta, iar peste model se făcea modelul cu ceară, iar peste model se punea a doua culoare, albastru de cobalt. Când se băga la cuptor ca să se ardă, se topea cerea de albină și rămânea partea aceasta de model. Cum vi se pare această tehnică? Interesantă? Super. Mergem. Acum se numește ceramică de? Ceramică de saschiz sau ceramică cu albastru de cobalt. De la locul unde a fost realizat acest tip de ceramică, în comuna Saschiz, din Târgul Mureș. Hai să mergem mai departe. Mergem mai departe. Următorul spațiu se numește sala de mâncare sau sufrageria și aș vrea să-mi spuneți ce impresie aveți când intrați, când ați pășit în acest spațiu. Zi, Rebecca. Am impresie de mâncare. Da, e o masă aranjată ca și cum te-ar invita să te așezi la masă, nu? Ok, bun. Așa este. Nicolae Minovici a gândit acest spațiu tocmai pentru a introduce vizitatorul într-un mediu al gospodăriei, nu? Putem să vedem asta când, de exemplu, când are loc o masă festivă, totul este aranjat așa cum este aici. Dar, dacă ne uităm, putem să vedem că în această încăpere sunt foarte multe obiecte de ceramică. Nu e așa? Da. Și avem din mai multe ateliere, din Transilvania, din atelierele urbane, cum sunt aceste sfernice de Troița, avem atelierele Domeniile Coroanei Regale, dar mai avem și ceramica de Horezu. Da? Bun. Noi știm că din farfurii oamenii mănâncă în general, nu e așa? Bun. Dar dacă ne uităm pe tavan, vom vedea că farfuria îndeplinește un alt rol aici. Care ar putea să fie acest rol? Voi ce credeți? Decorativ? Rol decorativ, într-adevăr, pentru că sunt aranjate pe tavan, în interiorul căruia putem vedea niște becuri, nu? Dar dacă ne uităm cum sunt aranjate, cum sunt aranjate? Sunt aranjate întâmplător? Cum vi se par? Mi se pare că arată ca o floare. Ca o floare, da. Și dacă ne uităm așa de jur împrejur, mai vedem același motiv, acolo pe panourile divanului sunt rozete, da? La fel și farfurile sunt aranjate sub forma unei rozete sau unei flori. Rozeta este considerată un simbol al soarelui și dacă ne-am uitat și în celelalte încăperi, la fel am văzut că apare peste tot rozeta, devine un simbol al casei. De ce tocmai această rozetă? Pentru că în credința populară, rozeta are o putere apotropaică, te apără de tot ce este rău. Asta apare și pictată pe obiecte incizată, dar și obiectele sunt aranjate sub forma de rozet. Ce mai vedem pe masă? Ia uitați, avem aici un spărgător de nuci. Arată la fel cum ca cel pe care îl vedem zi de zi? Nu prea. Aici avem un pristolnic care se folosea pe pâine pentru a ștampila colacii care se dau de pomană. Dacă ne uităm aici, are simboluri. În partea cealaltă a mesei o să vedem un tipar de caș.
Și aș vrea să-mi spuneți voi ce, cum vi se pare că arată și ce simboluri putem regăsi pe acest tipar de cașă. Și la ce credeți că se folosea? Tipar, caș, cașul de brânză, uite că cașul, poate nu știți ce înseamnă cașul. Dacă cel de mai devreme era folosit pentru imprima colace, acesta era folosit pentru a imprima brânza. Brânza da? Imprimată? Și sub forma cum? Deci partea de aici se pune peste partea de aici și intră perfect, care este sub forma unui om. Da? Bun. Și alte motive ce mai vedem aici? Avem tot așa motivul soarelui, da? Avem o biserică, aici o casă, aici mai avem motivul crucii, iar aici mai jos avem inițialele meșterului care l-a realizat și anul în care l-a făcut. Da? Avem AL, A, un D și un F și 1915. La ce se folosea acest caș imprimat? Se dădea mai ales fetelor care urmau să fie căsătorite. Tiparele erau făcute de ciobani la stână, iar în momentul în care ei voiau să se căsătorească, le dădeau fetelor tiparele de caș pentru a face această brânză. La fel ca și furcat de tors, devine cumva ia locul inelului de logon al zilelor noastre. Următorul spațiu, poartă o denumire banală, poate, dar să știți că nu a funcționat niciodată ca o baie, ca așa se numește, ci doar ca un alt spațiu expozițional. Pentru că, așa cum v-a spus și colega mea, Nicolae Minovici nu a locuit aici, ci de la început și-a dorit să fie un spațiu pentru colecția sa. Aici avem expuse azi o parte din obiectele de ceramică, în special cele care au o formă mai altfel față de celelalte obiecte. Și putem vedea de la sfeșnice, căni micuțe, vaze, cele două vaze care au un motiv special, dacă ne uităm, nu? Ce au pictat pe ele? Ia să-mi spuneți voi. O horă. O horă, exact. Este pictat un motiv al horei. Și tot în partea de jos sunt aici, avem ulcioare de nuntă, care în satul tradițional se foloseau pentru a invita oamenii la nuntă. Dacă azi avem invitații, pe vremea aceea aveam ulcioare în care o persoană desemnată mergea la fiecare om din sat și îl invita la nuntă. Dacă omul respectiv bea din ulcior, însemna că o să vină la nuntă. Dacă nu bea din ulcior, nu venea la nuntă. În ce sală ne aflăm aici? Ce ne povestești? Aici ne aflăm în dormitorul vilei lui Nicolae Minovici. Era singura încăpere în care exista un pat. Din mobilierul de atunci se mai păstrează acest secreter și cele două noptiere. Secreterul este special pentru că avem patru sertare și aici un loc unde se ascundeau lucrurile valoroase. Un fel de seif? Exact, din zilele noastre. Un fel de seif al zilelor noastre. Și se închidea și devenea ca un fel de birou cu sertare. În spațiul de alături, din dormitor, vom păși într-o altă încăpere, care este capela vilei cu clopoței și o să vă explic de ce se mai numește și vila cu clopoței sau vila neodihnei. Deasupra noastră este un turn unde sunt clopoței din sticlă colorată, iar la fiecare adiere de vânt se aud clinchentul clopoțeilor. De aceea se mai numește și vila cu clopoței, pentru că pe vremea lui Nicolae nu era atât de mult comod cât este azi și se auzeau chiar la orice adere de vânt. Se aud și azi, doar dacă nu este atât de mult trafic. Și se mai numea și vila neodihnei, tocmai pentru că Nicolae Minovici venea aici ca să lucreze, pentru că era
un spațiu care îi oferea liniște și putea să lucreze la proiectele sale. Dacă ne uităm pe tavan, putem vedea motive, nu? Unde am mai văzut noi motivele care sunt pictate pe tavan? Pe ce alt mobilier pe ce, sau da. Pe ce obiecte? Nu vi le amintesc. În sufragerie, pe tavan, pe scaune. Da, pe scaune. Scaune care sunt tapizate cu motive populare. Da? Care au fost țesute. Țesute, da, uh-huh. Într-adevăr. Deci motivele de aici sunt pictate după țesăturile din, nu chiar cele din expunere, ci cele care au fost lucrate din regiunea Olteniei cu precădere. Iar deasupra avem și candelabri care sunt luate la fel ca celelalte obiecte de artă religioasă din biserici dezafectate și expuse într-un spațiu destinat lor. Îți mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai povestit și ne-ai învățat. Știu că ne-ai pregătit și un atelier care se va desfășura tot aici, într-o altă căsuță din curtea muzeului. Dar vă invit ca acum să facem o pauză pentru a urmări o altă rubrică, un tutorial, iar apoi mergem mai departe la atelier împreună cu cei trei copii și cu Silvia Zanfir. Bună, copii! Eu sunt Vezitură și îmi plac foarte, foarte mult activitățile practice. Îmi place să pictez, să modelez în lut sau să experimentez tot felul de tehnici de genul acesta. Oare despre ce e vorba în activitatea de astăzi? Se apropie cumva vreo aniversare sau ați vrea să faceți o felicitare în care să scrieți câteva cuvinte de apreciere pentru cineva drag, poate pentru părinți, poate pentru colegi sau pentru altcineva căreia ați vrea să-i faceți o bucurie. Vă invit acum să facem împreună o felicitare țesută. Țesută? Da, din fâșii de hârtie colorată. Hai să vă arăt ce materiale vom folosi. Un carton alb pentru felicitarea propriu-zisă. O să avem nevoie opțional de un pahar sau altă formă rotundă, foarfecă, riglă, cutter, dar ca de obicei vă avertizez ce mai micuți să fiți foarte atenți că lucrați cu instrumentele ascuțite sau să cereți ajutorul unui adult. În continuare vă mai prezint ce mai folosesc și anume riglă, fâșii colorate pe care le-am tăiat din niște resturi pe care le-am obținut după ce am lucrat la alte activități de tip craft. Poate chiar foi pe care scrisesem deja, dar care mai au zone bune pentru a fi tăiate. Și dintr-un separator din acesta de dosar am tăiat un dreptunghi pe care îl voi folosi ca bază pentru felicitarea mea. Și din zona aceasta voi tăia un oval sau un cerc sau o altă formă de inimă, de stea, de ce vreți voi. Și vă voi arăta imediat cum se face. Și în plus avem nevoie și de un instrument de scris pe care îl folosim pentru a trasa un contur. Eu aș vrea, de exemplu, de aici să decupez ca un fel de ușă cu arcadă rotundă, așa că din jumătate de pahar îmi fac partea de sus a ușii. Iar apoi continui cu rigla și după aceea pot tăia cu foarfeca sau cu cutterul în așa fel încât să scot forma aceasta și să-mi rămână un chenar. Pot încerca direct cu foarfeca, fac aici o tăietură, iar prin orificiul acesta introduc foarfeca și decupez pe contur. Aceasta este partea decupată. Pot să ajustez aici dacă observ că au rămas margini neregulate. Iar acum voi lucra pe partea pe care am și desenat cu carioca. Acesta va fi dosul. Și vreau să îmi lipesc câteva fâșii care vor constitui partea verticală a țesăturii. Mi le asamblez și apoi le voi lipi cu bandă adezivă. A
Am pus deasupra o bandă adezivă în așa fel încât să nu fie lipicioasă suprafața aceasta pentru degete și voi tăia surplusul de aici, iar apoi mă voi juca cu celelalte benzi. Benzile rămase le voi țese pe orizontal în felul acesta. Ridic o fâșie, cealaltă rămâne orizontală. Ridic o fâșie și tot așa, în așa fel încât să fie pe principiul una da, una nu. Una deasupra, una de desubt. Pe același principiu. Acum, dacă a fost de desubt, următoarea vine deasupra. Albastru închis rămâne de desubtul celei galbene, acum albastrul deschis deasupra. Galben de desubt, albastru deschis deasupra. Și tot așa până la cap. Pe măsură ce înaintez, este bine să mai asigur la un moment dat capetele acestea, așa că voi mai pune niște bandă adezivă pe margine și din dreapta mea de aici voi tăia surplusul ca să pot de asemenea să fixez capetele benzilor orizontale, iar apoi continui până este gata. La etapa aceasta, dacă o ridic, arată cam așa și pe măsură ce înaintez, spațiul acesta se va umple și țesătura mea va prinde contur. M-aș bucura dacă și voi ați pune această idee în aplicare. Este un exercițiu bun pentru a ne dezvolta răbdarea, pentru a ne dezvolta și creativitatea, pentru a găsi cele mai bune combinații cromatice, combinații de culoare din ce avem la dispoziție. Și apoi un exercițiu de recunoștință, pentru că vom lipi partea aceasta pe felicitare cu lipiș sau bandă dublu adezivă, iar apoi în interior vă invit să scrieți un mesaj de mulțumire sau un mesaj de apreciere, ceva frumos care ar putea să încurajeze pe cineva. De data aceasta ne aflăm în căsuța grădinarului aici, în curtea muzeului doctorului Nicolae Minovici. Și cred că din căsuța grădinarului se transformă într-o căsuță a țesătorului, din ce observ, din ce se află aici în sală. Ce fac copiii la acest atelier, Silvia? Asta ne-am propus, să transformăm căsuța grădinarului într-o căsuță a țesătorului, ca cei care vin la muzeu și văd obiectele să facă cunoștință și cu procesul de tehnologic al creierii fiecărui obiect. Și ușor, ușor o să începem cu țesutul, iar apoi poate mergem și pe partea de olărit. Cine știe ce ne mai rezervă viitorul. Dar anul acesta ne vom axa pe atelierele de țesut, care vor avea loc aici la muzeu, în această căsuță, în perioada 10 iulie 28 august. Ateliere care vor fi dedicate copiilor cu vârstă cuprinsă între 7 și 18 ani, adică și adulților, că deja de la 18 ani suntem adulți, și vom învăța să folosim războiul vertical și pe cel orizontal, iar cei care vor lua parte la atelierele noastre vor învăța punctele de început pentru fiecare țesătură, apoi vom învăța să facem modelele. Dacă ne uităm, fiecare ghelghef are deja un model. Model care s-a regăsit și pe țesăturile din muzeu, nu-i așa? Aș vrea să-i întreb ceva înainte să continui tu. Unde anume ați văzut țesături în muzeu? Sau unde se aflau acele țesături? De exemplu, am văzut țesături pe tavan. Nu vă amintiți, dar unde anume, pe ce obiecte se aflau țesăturile? Păi eu am văzut și pe scaune cu modele. Bun, corect, scaune tapizate, alt loc, un alt obiect de mobilier acoperit de țesături. Patul sau divanul. Da, exact. Așa. Și cred că la un moment dat, nu mai știu dacă tu sau colega ta, Mădălina, a spus ceva de scoarții, care sunt tot covare. Deci tot țesături. Și unde erau scoarțele puse?
perete? Pe perete? Una, într-adevăr, o scoarță este expusă în odaia fetei pe perete, iar celelalte sunt puse pe pat sau pe divan. Și avem în sala de mâncare sau în sufragerie, avem în odaia fetei și în salon. Ați văzut și în salon, nu-i așa? Acolo unde sunt multe picturi. Din ce este alcătuit un astfel de război vertical? Avem cele două componente de bază, apoi cele două bare care țin urzeala, firele acestea, pentru a putea să începem modelul de aici. Întotdeauna modelul se începe de jos în sus, nu de la mijloc, nu de sus în jos. Eu am mai văzut și un război orizontal și aș vrea să mergem în stânga sălii. La un război de felul acesta am țesut și eu când eram mai mică, nu așa mică cum sunteți voi, dar nici așa mare cum este Silvia acum sau cum sunt eu. Era un război ceva mai modern, ce-i drept, și din ce mi-amintesc, acestea erau ițele. Prin spațiile acestea mici, printre firele, aici în zona aceasta în care sunt orificiile mai mici, sunt cocleții prin care se vor trece apoi firele acestea de urzeală. Deci firele, cum erau cele verticale de la războiul vertical, sau acestea se numesc firele de urzeală. Iar apoi când țesem, uite cum este aici, firul alb este cel de urzeală și acesta maro sau verde sau acesta mai gros de aici, firul de bătătură sau de băteală. Și o să vedeți când vă explică Silvia cum se face, cum se și bate așa cu furculița sau cu spata. Mai avem jos acolo, sunt niște pedale. Când apăsăm pe pedale, se ridică ițele și se creează un rost, un spațiu liber între firele de urzeală, cum o să aveți și acolo, spațiu determinat de sul. Pe sul se înfășoară firele acestea de urzeală sau acolo materialul, de fapt acolo firele de urzeală, iar aici o să ajungă materialul finit, cum ar fi țesătura aceasta de preș sau alte țesături pe care ni le-a arătat Silvia în muzeu. Ia să mă gândesc, încă un lucru foarte important, dar cred că lipsește sau nu-l văd eu acum, este suveica. Este un accesoriu așa micuț, ca un fel de penar mai micuț, în care se introduce un scul micuț de ață și suveica se plimbă așa dintr-o parte în cealaltă cu firul printre rosturi și ajută la țesut. De aceea și atelierul acesta se numește Iuteca Suveica. Deci avem ițe, rost, spațiul dintre firele de ur, cum se numește acestea? Zi. Urzită. Urzeală, da. Care au fost urzite. Acesta cu S. Zi. Tare, curaj. Suveica. Suveica este accesorul mic care trece. Sul. Sul. Pedalele care acționează ițele. Ia să mă gândesc. Vreau să vă spun despre lucrurile acestea pentru că o să avem și un joc. Un remus cu niște cuvinte legate de atelierul acesta de țesut. Cred că acum e momentul să ne întoarcem ca să învățăm de la Silvia cum putem să și țesem. Bun, haideți să vedem în continuare cum se face nodul persan. Vedeți că aici avem un rob, da? Un desen între firele de urzeală. Trebuie să vedem, deci apropiem întotdeauna modelul ca să vedem exact unde ar trebui să punem nodul, da? Avem aici niște fire de in. Uite, o să am nevoie de ajutorul tău. Uite, le tăiem mai întâi așa. Și apoi luăm două fire de urzeală de aici și punem așa într-o parte. Și mergem până jos și avem grijă să nu strângem cele două fire. Dacă le strângem și se apropie, nu ne va ieși punctul de aici. Întreg modelul, cum îl vedem, că după ce am ajuns cu el până jos, tăiem ca să fie, îl putem tăia, să putem, să avem aceeași uniformitate. Se numește
nod persan. Haideți să vedem următorul punct pe care îl vom învăța și se numește punctul dus întors. De ce se numește așa? Pentru că o să mergem o dată până aici, că de aici, aici avem un alt nod, da? Cum am zis că se numește nodul de aici? Pe care tocmai l-am învățat, nodul persan, da? Bun, iar în partea de aici o să avem la fel, același lucru, vom face țesătura dus întors, se numește. Bun. E, aici, ca să facem acest lucru, o să luăm așa, alegem firele. Deci noi vom îmbrăca aceste fire cu țesătură. Da? Deci firele acelea trec prin rost, prin spațiul acesta. Vedeți, acesta se numește rost. Da? Aici avem sul. Firele acestea verticale, cum se numeau? Firele de urzeală. Urzeală. Și ce face acum Silvia? Pune firele de bătătură. Bătătură sau băteală. Sunt ambii termeni. Da. E, de ce se numește așa? Pentru că avem nevoie de un instrument, un pieptene sau o furculiță în cazul nostru, pentru a uniformiza și a așeza firele în țesătură. Dacă nu am face lucrul ăsta, nu am obține un model plat. Vezi cum e deja început aici. Deci le-am bătut cu furculiță. Aia sunt firele de bătea. Și uitați exact ce face firul, da? Deci îmbracă firele de aici, care nu sunt îmbrăcate ca celelalte. Da? Vezi? Uite. Și acum facem așa. Ar fi multe de povestit și mai ales mult de lucrat la acest atelier, însă timpul ne presează, așa că îți mulțumim mult, Silvia, pentru tot ce ne-ai învățat astăzi și tot ce ne-ai arătat aici la atelier și la muzeu. Cu drag și vă așteptăm oricând la muzeu și să participați și la atelier ca să descoperim lucruri importante. Nu uitați că muzeul este deschis de miercuri până duminică, de la 10 la 18, iar din iulie până la sfârșitul lunii august vă așteptăm la ateliere. Haideți să lucrăm împreună la atelierul Iuteca Suveica. Mulțumim pentru invitație. Noi mergem mai departe la următoarea activitate. Îmi place să vă ascult cum discutați, îmi place să observ cum învățați, dar cel mai mult îmi place să văd cum vă jucați. Pentru acest joc am pregătit un rebus. Aș vrea să văd cum stați cu memoria și să dezlegăm împreună un rebus cu definiții legate de atelierul și muzeul pe care l-am vizitat mai devreme. La punctul 1, 3 litere sus, da? Sunt acționate de pedale și ridică rosturile la un război orizontal. Războiul de acolo. Te rog! Sul? Sul, nu. Da tot din 3. Începe cu I. Si. Ițe. Ițe. La numărul 1 o să scriem Ițe. La numărul 2 avem următoarea definiție. Mic dispozitiv pe care se pune ața și care trece cu viteză printre rosturi. Suveică. Perfect! La 2 scriem suveică. La numărul 3, tot din 3 litere, cilindru lung și subțire pe care se înfășoară urzeala sau materialul țesut. Sul. Acum este sul.
4 avem așa. Firele care se țes așezate pe orizontală. Cele pe care le-ați pus voi. Deci aveam fire de urzeală și fire de... pe care le băteați cu furculița. Are legătură cu bătutul. Bă, urzeală și bă... teală. Bă, teală! La 4 scrie bă... și am mâncat o căsuță. Am uitat să o desenez, dar era băteală. Scuze pentru că v-am indus în eroare. La numărul 5 avem așa, spațiul dintre firele de urzeală prin care trec firele de băteală. Rost. Corect. Acum scriem rost. Încă două cuvinte și suntem gata. La 6 ne aflăm la Muzeul de Artă Populară. Dar zi la microfon. Populară. Populară. Și ultimul cuvânt, care va fi foarte ușor, că deja v-ați obișnuit cu termenii, firele verticale care se fixează pe război, pe care se va țese. Urzeală. Urzeală. Și ce a ieșit pe verticală, aici unde este coloana aceasta îngroșată? Țesător. Corect! Acesta era finalul și răspunsul acestui rebus, cuvântul țesător, pentru că astăzi noi am fost ca niște mici țesători aici la Muzeul doctorului Nicolae Minovici, în care am învățat despre patrimoniu, despre colecția de artă populară, dar și despre țesături și cum putem să țesem și noi. Acum încheiem acest joc, dar nu ne oprim aici, pentru că mai avem ceva pregătit pentru voi, iar apoi vom face finalul acestei ediții. Dacă puțin mai devreme am vorbit despre personalități care au călătorit, care au colecționat, vă propun o carte care să completeze puțin ideea aceasta. Se numește Tărâmul păsărilor fără aripi, de la editura Viață și Sănătate. Hai să aruncăm un ochi în interior. Tărâmul păsărilor fără aripi este o carte a ghicit despre niște păsări care nu aveau aripi, însă locuiau pe un tărâm de o frumusețe nemai întâlnită. Era un loc tainic, cu munți și dealuri, unde trăiau păsările acestea fără aripi. Unele se antrenau ca să alerge, altele erau mai delicate, altele călătoriseră în alte teritorii. Printre aceste păsări mai îndrăznețe se afla și Bibi, o pasăre micuță care visase de când se știa că într-o bună zi îi vor crește aripi și își va lua zborul, pentru că s-a dus vestea că este foarte frumos pe acest tărâm, au început să sosească păsările înaripate și veneau din ce în ce mai multe păsări înaripate. Aterizau cum considerau ele de cuvință, își luau zborul când aveau chef și la un moment dat au început să distrugă, să zdrobească florile, să se năpustească asupra fructelor. Și păsările fără aripi erau confuze, erau speriate. Ce se întâmplă acolo? Iar la un moment dat, fără niciun avertisment, a izbucnit un incendiu. Focul a început să nimicească totul în calea lui și păsările înaripate și-au luat sporul, s-au făcut nevăzute, însă cele fără aripi nu știau cum să se salveze din acest incendiu. Unele au încercat să caute adăpost, au părăsit cuibul, au căutat locuri în care să se salveze, poate niște peșteri, în speranța că nu va ajunge focul acolo. Unele încercau să plece departe, dar nu le puteau lua cu ele pe păsările mai bătrâne sau pe cele care nu voiau să abandoneze ouăle din cuib. Finalul poveștii este unul frumos pentru Bibi. Este o carte nu doar despre călătorii, nu doar despre locuri frumoase, așa cum am văzut în ediția de astăzi, ci
este și o carte potrivită timpului pe care îl trăim acum. Poate fi un bun punct de plecare în discuțiile cu copiii despre migranți sau despre cei care se refugiază din calea flăcărilor, cum a fost aici în povestea păsărilor fără aripi, sau din calea altor nenorociri. Poate fi un bun punct de plecare într-o discuție despre cum să-i ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de acest lucru și cum am putea să facem lumea mai bună împreună. Ei bine, titlul acesta va face parte din premiul pe care îl vom oferi la sfârșitul lunii în cadrul concursului pe care îl organizăm. Ce aveți de făcut pentru a participa? Foarte simplu. Îi rugați pe părinți să intre pe pagina noastră de Facebook, pagina emisiunii Căsuța cu Idei, iar acolo, în ultima duminică din lună, imediat ce se încheie emisiunea Căsuța cu Idei, găsiți o postare cu instrucțiunile necesare. Este important să puneți în practică cel puțin una din ideile prezentate aici la emisiunea noastră, iar apoi vă puteți înscrie la concurs pentru a câștiga această carte și celelalte titluri pe care le vom prezenta în edițiile viitoare. Înainte de a ne lua rămas bun, aș fi foarte curioasă să aflu și de la voi, dar pentru că voi sunteți mai departe, vă voi întreba doar pe voi. Ce anume ați reținut din ediția de astăzi? Ce cuvinte v-ați notat și, dintre acestea, spuneți-mi ce v-a plăcut cel mai mult sau o idee pe care ați reținut-o, ceva ce v-a atras voi atenția? Te rog, Victor! Eu am scris pe această foaie. Muzeul prezintă foarte frumos viața fraților Minovici, da, dar și obiecte realizate de poporul român. Corect! Îți mulțumesc mult! Ce anume ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-au plăcut picturile realizate de Nicolae Minovici deci chiar de alți pictori. Îți mulțumesc! Ce alege sau ce ne citește Rebecca și ce anume ți-a plăcut cel mai mult? Eu am scris că mi-a plăcut camera când ne-a povestit despre frații Minovici, picturile, sufrageria, ouăle, vazele, ulciorul de nuntă, vila clopoțeilor și cașul imprimat. Oh, ia uite câte lucruri ai notat și tu. Și? Cred că cel mai interesant și cel mai tare lucru pe care mi s-a părut a fost cașul imprimat. Pentru că n-am mai auzit de așa ceva și a fost interesant că n-am auzit de el. Uite, o noutate pe ziua de astăzi. Îți mulțumesc, Rebecca. Este rândul lui Damaris. Mie mi-au plăcut tablourile și farfurile. Și dacă ar fi să alegi ceva ce ți-a plăcut cel mai mult sau o idee din ediția de astăzi? Picturile. 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 Uite, mă bucur că fiecare dintre voi a observat câte ceva și pleacă cu niște amintiri în memoria lui. Mulțumesc, dragilor, îți mulțumesc mult, Damaris, și ție, Rebecca, și ție, Victor, pentru că astăzi ați fost aici cu mine în vizită la Muzeul Dr. Nicolae Minovici, pentru că v-ați jucat, ați și țesut, v-ați plimbat și ați învățat lucruri noi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc și Muzeului Municipiului București pentru sprijinul acordat în vederea realizării acestei ediții, echipei tehnice pentru implicare și nu mai rămâne decât să vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Căsuța cu Idei.